Gânduri despre cartea Apocalipsa de Ellen G. White. Capitolul 2, Apocalipsa, capitolul 2. Efes. Am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă pe mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, ostenirea ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 5. În aceste versete sunt rezumate condițiile împăcării cu Dumnezeu. Prin experiența a bisericii din Efes a condus-o la faptele bune. Dumnezeu se bucură de faptul că biserica sa reflectă lumina cerească, dezvăluind Spiritul lui Hristos prin iubire și milă. Dragostea care se află în inima lui Hristos, dragostea care l-a determinat să se dea pe sine însuși ca jertfă pentru omenire și să sufere cu răbdare învinuirile oamenilor până acolo încât să fie numit demon, dragostea care l-a îndemnat să facă vindecări nemaipomenite în timpul lucrării sale, aceasta a fost dragostea care trebuie să se descopere în viețile urmașilor lui. Dar ei au neglijat să împărtășească mila și blândețea lui Hristos. Euul, așa cum se manifestă în trăsăturile de caracter înnăscute, a stricat principiile măreție faptelor bune care îi identifică pe membrii bisericii din Efes ca și creștini. Domnul Iisus trebuia să le arate că și-au pierdut ceea ce a fost totul pentru ei. Dragostea care l-a determinat pe Mântuitorul să moară pentru noi n-a fost descoperită în plinătatea ei în viețile lor. Din acest motiv, ei nu erau în stare să aducă cinste numelui Mântuitorului. Și pierzând dragostea din tâi, ei au înaintat în cunoașterea unor teorii ce își au originea în tatăl minciunilor. Ținând seama de multe părți amintite, cât de izbitoare este acuzația aduse bisericii din Efes. Cu toate acestea, eu am ceva împotriva ta, pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Această biserică fusese mult favorizată. Ea a fost înființată de Apostolul Pavel. În Efes se afla templul Diane, care, în ceea ce privește gândoarea, a fost una dintre minunile lumii. Biserica din Efes a întâlnit o mare opoziție și unii dintre primii creștini au suferit persecuție. Totuși, chiar unii dintre ei și-au întors de la adevărurile care i-au unit cu urmașii lui Hristos și au adoptat în locul lor învățături false oferite de Satana. Această schimbare este reprezentată ca o apostazie spirituală. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Se rezumă în versetele precedente. Ei nu știau că au avut loc o schimbare în inimile lor și că ar trebui să se pocăiască pentru că au părăsit faptele din tâi. Însă Domnul, în mila sa, i-a chemat la pocăință, la întoarcerea la prima lor dragoste, la faptele care sunt întotdeauna rezultatul unei iubiri adevărate asemenea lui Hristos. Învățăturile nicolaiților. Legea și Evanghelia nu pot fi separate. În Hristos, mila și dreptatea se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Evanghelia este nici mai mult, nici mai puțin decât legea dezvăluită. Ea nu oferă mai multă libertate păcătosului decât o face legea. Legea arată spre Hristos. Hristos arată spre lege. Evanghelia îi cheamă pe oameni la pocăință. Pocăința pentru păcat. Și ce este păcatul? Este încălcarea legii. De aceea, Evanghelia îi cheamă pe oameni din păcatele lor înapoi la ascultarea de legea lui Dumnezeu. Iisus, prin viața și moartea sa, ne-a învățat ascultarea desăvârșită. El a murit, cel drept pentru cel nedrept, nevinovatul pentru vinovat, pentru ca onoarea legii lui Dumnezeu să poată fi păstrată și totuși omul să fie complet distrus. Lucrarea mântuirii, atât în dispensațiunea Vechiului cât și a Noului Testament, este aceeași. Hristos a fost temelia întregului sistem evreiesc. Ceremoniile și umbrele sub care se chinuiau evreii toate indicau către Mântuitorul lumii. Închinarea se făcea prin credință într-un Mântuitor ce va veni și va salva pe păcătoși. Astăzi, prin credința în Hristos, ei sunt îndreptați. Oferind pe Fiul Său, Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru ca omul să poată avea încă o ocazie de probă. Dacă Dumnezeu ar fi putut să schimbe legea sa pentru a întâlni pe om în condiția sa căzută, n-ar fi făcut el aceasta și să își păstreze pe singur său fiu în cer? Siguranță că da, dar din cauza că legea sa era la fel de neschimbătoare ca și caracterul său, el a dat pe prea iubitul său fiu, care mai presus de legea și una cu el însuși, pentru a primi pedeapsa care o pretindea de
dreptatea sa. Moartea fiului prea iubit al lui Dumnezeu pe cruce ne arată imuabilitatea legii lui Dumnezeu. Moartea sa preamărește legea și o face slăvită, oferind omului dovada caracterului ei de neschimbat. De pe buzele lui divine s-au auzit cuvintele: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Moartea lui Hristos a împlinit cerințele legii. Doar doctrina ce se învață acum arată că Evanghelia lui Hristos a făcut legea lui Dumnezeu fără efect, că prin credință noi suntem scutiți de cerința de a fi împlinitori ai cuvântului. Aceasta este doctrina nicolaiților pe care Hristos a condamnat-o atât de vehement. El spune bisericii din Efes: știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 2 până la versetul 6. Cei ce învață astăzi această doctrină au mult de spus în legătură cu credința și neprihănirea lui Hristos, dar ei primesc adevărul și îl fac servul erorii. Ei susțin că noi trebuie doar să credem în Iisus Hristos și că credința este atot suficientă, că neprihănirea lui Hristos trebuie să fie scrisoarea de acreditare a păcatului, că această neprihănire imaculată împlinește legea pentru noi și că noi suntem obligați să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Acest grup pretinde că Hristos a venit să salveze pe păcătoși și că El i-a mântuit. Sunt mântuit, vor repeta ei mereu și mereu, dar sunt ei mântuiți cât timp calcă legea lui Iehova? Nu, pentru că haina neprihănirii lui Hristos nu e o mantie pentru nelegiuire. O asemenea învățătură este o eroare evidentă și Hristos devine pentru această persoană o piatră de potinire, așa cum a fost pentru evrei, din cauza că nu l-au primit pe El ca mântuitor personal, pentru acești predinși credincioși ai în Hristos, din cauza că ei îl desfarg pe Iisus de legea și privesc credința ca pe un înlocuitor al ascultării. Ei îl despar pe Tatăl de Fiul, Mântuitorul Lumii. Într-adevăr, ei subțin prin învățătură și exemplu că Hristos, prin moartea sa, îi salvează pe oameni în nelegiurile lor. Smirna. Mesajul lui Hristos către biserica timpurie era: fi credincios. Oriunde au căutat refugiu, urmașii lui Hristos au fost vânați ca și fiarele de pradă. Ei erau forțați să caute adăpost în locuri pustii și siguratice. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de la care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Evrei, capitolul 11, de la versetul 37 până la versetul 38. Catacombele au oferit adăpost pentru mii dintre ei. În adâncurile dealurilor din afara orașului Romei fusese săpate galerii lungi prin pământ și stâncă. Rețeaua întunecoasă și complicată de tunele se întindea pe kilometri întregi dincolo de zidurile cetății. În aceste adăposturi subterane, urmașii lui Hristos și-au îngropat morții lor. Și tot aici, atunci când erau suspectați și proscriși, își găseau un adăpost. Când cel ce dădea viața va trezi pe cei ce au luptat lupta cea bună, mulți martiri pentru cauza lui Hristos vor ieși din aceste catacombe întunecoase. Sub cea mai sălbatică prigoană, acești martori pentru Iisus și-au păstrat credința neîntinată. Deși au fost lipsiți de orice confort, ascunși de lumina soarelui, iacându-și casa în sânul întunecos, dar prietenos al pământului, ei nu s-au plâns. Prin cuvinte de credință, de răbdare și speranță, și s-au încurajat unul pe altul să reziste în fața lipsei și mizeriei. Pierderea tuturor bogățiilor pământești nu i-au putut determina să renunță la credința lor în Hristos. Încercările și persecuțiile erau doar trepte care îi aduceau mai aproape de odihna și răsplata lor. La fel ca servii lui Dumnezeu din vechime, mulți erau torturați și n-au vrut să primească izbăvirea. Ei doreau să dobândească o înviere mai bună. Versetul 35. Ei și-au amintit cuvintele învățătorului lor, că atunci când persecutați pentru numele lui, să se bucure și să fie plin de veselie, pentru că marea va fi răsplata lor în ceruri, deoarece la fel fusese persecutați profeții dinaintea lor. Ei s-au bucurat
că au fost socotiți demni să sufere pentru adevăr și cântece triumfătoare s-au înălțat în mijlocul flăcărilor. Privință prin credință, ei au văzut pe Hristos și pe îngerii aplecându-se peste marginile cerului și aprobând statornicia lor, o voce de la tronul lui Dumnezeu ajungea până la ei. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa capitolul 2 până la versetul 10. Pergam. Învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie și aplicațiile ei pentru zilele noastre. Balaam a știut că prosperitatea lui Israel depindea de ascultarea lor de Dumnezeu și că nu există alt mod de a-i nimici decât prin a-i conduce în păcat. Am fost dusă înainte pe timpul în care păgânii idolatrii îi persecutau și ucenicii și pe creștini. Am fost dusă înainte pe timpul în care păgânii idolatrii îi persecutau și ucideau pe creștini. Sângele curgea în torente. Nobilii învățați și oamenii de rând erau uciși fără milă. Familiile bogate erau aduse la sărăcie pentru că nu voiau să-și părăsească credința. Cu toate prigoanele și suferințele la care acești creștini erau supuși, ei nu voiau să coboare standardul. Ei și-au păstrat credința curată. Am văzut că Satana tresaltă cu bucurie și triumf în fața suferințelor lor, dar Dumnezeu privea cu deplină aprobare la martirii săi credincioși. Creștinii care au trăit în vremea aceea de groază au fost nespus de prețioși pentru el, deoarece erau gata să sufere de dragul lui. Fiecare suferință îndurată le sporea răsplata în ceruri. Deși Satana se bucura de suferințele sfinților, el tot nu era mulțumit. El dorea să stăpânească mintea tot așa cum stăpânește trupul. Suferințele îndurate de ei au avut ca efect doar apropierea lor de Domnul, conducându-i să se iubească unul pe altul și determinându-i să se teamă mai mult ca oricând să nu-l întristeze. Satana dorea să-i facă să-l nemulțumească pe Dumnezeu. În felul acesta, ei și-ar fi pierdut puterea, forța și fermitatea. Deși erau uciși cu miile, în locul celor căzuți apăreau alții. Satana vedea că își pierdea supușii, căci cu toate că sufereau prigonirii și moarte, ei erau protejați de Iisus Hristos pentru a fi supuși ai împărăției lui. Din acest motiv, Satana și-a făcut în așa fel planurile încât să lupte mai cu succes împotriva guvernării Dumnezeu și să înfrângă biserica. El i-a condus pe păgânii idolatrii să împărtășeze o parte din credința creștină. Ei subțineau că cred în răstignirea și învierea Domnului Hristos și au propus să se unească urmașii lui Iisus fără însă să-și schimbe inima. Oh, ce primește grozavă pentru biserică! Era un timp de chine psihic. Unii gândeau că dacă se vor coborâ și se vor uni cu idolatrii care primiseră o parte din credința creștină, aceasta ar fi fost mijlocul pentru deplina lor convertire. Satana a căutat să coruptă învățăturile Scripturii. Am văzut în cele de urmă că standardele au fost coborâte și că păgânii se uneau cu creștini. Cu toate că acești închinători la idole pretindeau că sunt convertiți și au adus idolatria în biserică, schimbând doar obiceiurile cărora li se închinau cu chipurile sfinților și chiar cu al Domnului Hristos și al mamei sale Maria. Pe măsură ce urmașii lui Hristos s-au unit cu ei, religia creștină a devenit coruptă, iar biserica și-a pierdut curăția și puterea. Unii au refuzat să se unească cu ei, astfel și-au păstrat curăția și s-au închinat doar lui Dumnezeu. Ei nu s-au plecat înaintea vreunui chip al celor ce sunt în ceruri sau în apele mai jos decât pământul. Satana tresaltă de bucurie văzând că mulți au decăzut și apoi el a determinat biserica decăzută să constrângă pe cei ce voiau să-și păstreze curăția credinței lor sau să accepte ceremoniile lor și închinarea la chipuri cioplite sau să fie omorâți. Focul persecuției s-a aprins din nou împotriva adevăratii biserici a lui Hristos și milioane de oameni au fost uciși fără milă. Convertirea cu nume a lui Constantin în prima parte a secolului al IV-lea a produs o mare bucurie, iar lumea îmbrăcată cu o formă a neprihănirii a pătruns în biserică. Acum lucrarea de corupție a progresat repede. Păgânismul, deși părea că fusese învins, a devenit biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica. Învățăturile, ceremoniile și superstițiile lui au fost introduse în credință și închinarea brătișilor urmași a lui Hristos. Acest compromis între creștinism și păgânism a dezvăluit omul fără de legii, prezis în profeție că omul care se împotrivește și se înalță pe sine mai presus de Dumnezeu. Acest sistem uriaș de religie falsă este o capodoperă
a puterii diavolului, un monument al eforturilor lui de a se așeza pe tron pentru a conduce pământul după propriul plac. Învățăturile pentru biserica de azi. Prietenia necredincioșilor este mult mai periculoasă decât dușmania lor. Noi nu putem să fim tovarăși cu dușmanii Domnului din jurul nostru, fără a pune în pericol propriile noastre suflete și sufletele celor pe care Dumnezeu i-a încredințat grijii noastre. Poporul evreu a ajuns o pradă chiar pentru popoarele a căror obiceiuri au ales să le urmeze. Ei s-au amestecat cu cei idolatri, s-au unit cu ei în afaceri, plăceri și chiar în închinare, până când se părea că au devenit una cu ei în spirit și interes. După aceea, cei ce se pretindeau prieteni lui Israel au devenit cei mai mari dușmani ai lor și a căutat orice mijloace să-i nimicească cu desăvârșire. Tiatira. Iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorocită, să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. Acum, în timpul acestei crize înspăimântătoare, în prezența preoților idolatri și a împăratului apostat, ei au rămas deoparte. Dacă Dumnezeu detestă un păcat mai presus decât altul, de care poporul său este vinovat, acesta este să nu faci nimic în caz de pericol. Indiferența și neutralitatea într-o criză religioasă sunt privite de Dumnezeu ca o crimă dureroasă, egală cu cea mai mare ostilitate împotriva lui Dumnezeu. A devenit ascultarea ta de oameni răzvătire împotriva lui Dumnezeu? Când în poporul lui Dumnezeu sunt unii care s-au depărtat de cărarea ascultării în umilință, care înalță euul personal, care s-au unit cu satana în acuzarea și în condamnarea acelora pe care Dumnezeu i-a ales să fie lucrători pentru salvarea oamenilor. Oamenilor, putem noi oare să tacem cu teamă să nu rănim sentimentele lor? Când există în biserică oameni care iubesc mai mult bogățiile decât împrihănirea, care sunt pregătiți să profite de semenii lor prin afaceri necinstite, să nu protestăm? Și când oamenii care stau în postura de conducători și învățători lucrează sub influența ideilor spiritiste și pervertite, vom păstra noi tăcerea de teamă de a nu vătăma influența lor în timp ce sufletele sunt înșelate? A crede că răul nu trebuie condamnat, deoarece aceasta ar condamna pe cei ce făptuiesc răul, înseamnă a oferi ajutor minciunii. Ar trebui să înțelegem bine acum că noi nu îi ajutăm în realitate pe cei ce sunt hotărâți să facă răul. În timp ce noi le arătăm respect și ne oprim cuvintele de reproș pentru cei ce nu pot să sufere mustrarea, s-a făcut și se face om, are greșeală în această privință. Pot fi învinuit servii lui Jehova, în a cărui inimă el a pus dușmânia împotriva oricărei fapte păcătoase, de incorectitudinea atunci când pun răului rău și binului bine? Cei ce se simt așa de liniștiți în ceea ce privește faptele oamenilor care strică credința poporului lui Dumnezeu sunt conduși de un sentiment înșelător. Mesajul meu pentru voi este: nu accepta să asculți mai departe fără să protesteze împotriva pervertirii adevărului. Demască pretențiile false care, dacă sunt primite, vor conduce pe păstori, pe medici, lucrătorii din lucrarea misionară medicală să ignore adevărul. Fiecare trebuie să stea acum de veche. Dumnezeu cere bărbaților și femeilor să ia poziția sub steagul însângerat al prințului Emanuel. Eu am fost instruită să avertizez poporul nostru, pentru că mulți sunt în pericol de a primi teorii și sofisme care subminează stâlpii de temelie ai credinței.